De ce predau informatică? Da, e o bună întrebare. Toată copilăria, adolescența, mi-am dorit să fiu profesoară de matematică pentru că așa era tata. În facultate, în anul întâi, am avut șansa să întâlnesc la laboratorul de informatică un tânăr care m-a inspirat, era student în anul 5. Din păcate nu mai știu nimic de el, că aș vrea să-i mulțumesc. De la care am înțeles foarte bine și am constatat că informatica îmi place mai mult decât matematica, care îmi plăcuse foarte mult dintotdeauna. Și el m-a convins să optez către domeniul informatic. De ce sunt profesor? Pentru că, nu știu, așa asta este educația pe care am primit-o în familie, părinții mei fiind ambii profesori. Cred că am fost de mică obișnuită cu ce înseamnă școală, ce înseamnă să predai și îmi place. Nu mi-am pus probleme foarte mari de ce, pur și simplu s-a întâmplat. Rolul depinde de nivelul la care predai. Cred că este diferit rolul unui învățător, de rolul unui profesor de gimnaziu, de rolul unui profesor de liceu. Sunt grupe de vârstă diferite cu, nu știu, care au alt specific. Personal lucrez la nivel de liceu, deci numai la nivel de liceu. Ca profesor de informatică, cred că rolul meu este să le pun bazele unei gândiri logice și structurate, unei gândiri matematice corecte și cumva să-i sprijin în ceea ce înseamnă dezvoltarea personală. O relație foarte bună cu elevii și un nivel peste medie din punct de vedere al inteligenței și interesului pentru informatică din partea elevilor. Cu o dotare mai bună, cu mai multe vizite de studiu la firme, cu invitații să invităm de mai multe ori specialiști în domeniu care să le vorbească, cu mai multe cursuri de formare pentru mine, cursuri în adevăratul sens al cuvântului, și cam asta ar fi. Mă ajută foarte mult. În primul rând, am cunoscut oamenii aici, am cunoscut colegi de-ai mei de la alte licee, am împărtășit experiențe, am făcut vizite de studiu la firme, am vorbit cu antreprenori, am vorbit cu product manageri, ne-au spus cumva cum văd ei informatica din altă perspectivă, din perspectiva afacerii și bineînțeles că asta mă ajută. Da, pentru că ieri m-a surprins, de exemplu, nu că m-a surprins, m-a pus pe gânduri, prezentarea Internet of Things. Mă gândeam așa cum va fi tinerețea copiilor mei, ca să zic așa, cum va fi viața mea peste 10-20 de ani. Și aceste întâlniri, cred că ăsta e rolul lor, să ne pună un pic pe gânduri, să vedem ce am putea face, să ne fie mai bine. Cu multe idei de pus în practică. Deci cu asta am vorbit și la Electronic Arts și astăzi la Hot Suite. Sunt niște idei de colaborări pe care vreau să le pun în practică. Cu certitudine, da. Pentru că domeniul este dinamic. Nu avem întotdeauna timp să ne punem la punct cu ce a apărut, cu ce am mai făcut. Și o experiență practică a unui coleg, un exemplu de succes, cu certitudine ne poate ajuta. Predau și pe bază de proiecte, dar nu numai. Deci încerc o predare diversificată, am șansa să am clase, toate clasele intensiv și atunci munca mea este mai ușoară, ca să zic așa, față de altor colegi care predau la neintensiv. Păi
remarc interesul, remarc puterea de muncă, remarc puterea de concentrare, remarc capacitatea de a înțelege lucruri noi, deschiderea către nou. Sunt multe lucruri pe care le remarc la un elev. Cu drag și sper la o nouă întâlnire.